Tu așa ai fost tot timpul, adică cu capul pe umeri, vorbesc, întreb foarte serios. Adică mai altfel decât ceilalți? Pentru că tu... Eu am fost un băiat care învățam bine, care am făcut și eu niște facultăți, am niște mastere în spate și nu le-am făcut doar de dragul de a le face, eu chiar am învățat. Chiar vorbeam cu Adrian Neagă și cu Adrian Mutu că făceau poze cu carnetul meu de note. Și nu e glumă. Nu era greu? Iarăși nu e o întrebare, adică știm foarte bine că toată lumea spune, măi mămică, școală și sport de performanță nu prea merg. Până la un anumit nivel poți face. Poți să le duci. Și eu luam numai premiul întâi la școală până în clasa șaptea, când au început cantonamente, când au început turnee, când mai am greu. Început să lipsesc de la antrenamente, că aveam de la școală, că aveam antrenamente. Profesorii te înțelegeau atunci? Profesorii mă înțelegeau pentru că eu nu cream probleme. Eu mergeam la școală și stăteam cu minte în bancă, nu vorbeam cu colegul de lângă mine, chiar și la liceu. Eram poate cel mai cu minte din clasă. Mergeam rar, dar de câte ori mergeam, făceam temele și... Și atunci profesorii nu aveau ce să spun. Iar profesorii vedeau că sunt un copil bun, că sunt la loturile naționale, că îmi doresc să fac performanță, că nu mă cert cu colegii în timpul orelor. Nu ți era greu? Acum, discutând după 30 de ani. Să știi că zice că vă întorcea cu cerșaful, nu seara. Că nu puteai să te... Adică te culcai pe o parte gândește-te și așa te trezeai. Plecam dimineața uneori la 7 de acasă, de la Ștefănești, și mai ajungeam seara la ora 22. Erau două antrenamente pe zi. Nu te mai întorceai. Să mă mai întorc la Ștefănești, să mă odihnesc. Stăteam pe bănci prin oraș și mă duceam la al doilea antrenament. Adică cum n-aveai mașină, nu te ducea părinții, nu știi? Ai văzut aia din Times New Roman, că o bestie de tată cu chip de om și-a dus copilul pe jos la școală. Da. Da, alte vremuri, erau alte vremuri și părinții mei lucrau, nu puteau să mă aducă, deși tatăl meu uneori făcea pe eforturi deosebite să meargă cu mine la un turneu, se împrumutau de bani să mă pot duce în cantonamente. A fost greu, dar satisfacția e mult mai mare atunci când realizezi ceva în viață și poți să-ți ajuți părinții, poți să-ți ajuți sora. Foarte tare asta, e un lucru extraordinar. Tu cine voiai să fii când erai mic? Ca cine voiai? Adică aveai un idol? Pe toate tricourile mele îmi scriam Zenga. Pe caiete, pe tricouri. A fost idolul copilăriei mele. După care, atunci când a venit Lobonț la Rapid, mi-a plăcut extrem de mult. Suntem de vârste apropiate, am fost colegi la echipa națională, dar îmi plăcea foarte mult și îl admiram mult pentru inteligența pe care o avea în timpul unui joc și mă uitam la el chiar și la antrenamentele pe echipei naționale. Păi el o fază o gândea când era mingea în echipa în terenul advers. El deja știa ce se va întâmpla și asta a făcut diferențierea dintre el și noi ceilalți din generația lui. Tu simțeai asta de atunci? Adică se vedea, era vizibil treaba asta? Eu o simțeam, eram portar și simțeam că este mult peste noi, indiferent cum am apărat, indiferent cât ne-am antrenat, era cu trei clase peste orice portar din generația noastră. Dar chiar debutul tău la Pitești? Ați aduce aminte? Debutul meu la Pitești a fost la un meci cu Dinamo. Și ați mâncat bătaie. Am luat bătaie 2-0, da, și am intrat la 2-0, că mi-a zis, antrenorul mi-a zis, Comane, intră. De emoții, m-am dus la marginea terenului și nu mai vedeam poarta la care să mă duc. Serios? Serios. Nu știai dacă stânga sau dreapta. În stânga, în dreapta. Eu intru, da. Așa și mi-a intru, zis, da, unde? Du-te acolo, da. Am avut mare, mare noroc, am avut cu Neasile, cu domn profesor Vasile Stan. Am avut mulți antrenori acolo. Am avut pe domn profesor Halagean, Dumnezeu să-l odihnească, Moldovan, Bondrea. N-aveau încredere în mine. Eram talentat, dar eram scund. Toți spuneam că sunt scund, că niciodată nu pot ajunge mare portar. Deci tu simțeai asta? Adică... Simțeam și vedeam. Eram titularul echipei naționale de tineret. Eram cu Dolha acolo. Dolha apăra la Rapid, eu la FC Argeș. Veneam la antrenamente la FC Argeș și nici nu puteam să fac cu prima echipă. Mă puneau într-un colț, antrenează-te.
Am trecut, am rămas cu momentele frumoase petrecute la fiecare echipă și atunci șansa mea a fost Neasile. Că tot timpul venea și mă încuraja, tot timpul îmi spunea, ai răbdare, că îți va veni rândul, că vei ajunge acolo unde îți dorești, chiar dacă am avut accidentări și am avut accidentări multe. De aici vine și RoboCup? De aici, da. Bine, RoboCup mi-au pus galeria rapidului. Că te aruncai sau că de la... Mă aruncam, că reveneam după fiecare accidentare. Vorbești cu ușurință așa de accidentări, știi? Ce am mai avut o accidentare. Păi după 10 operații, cum aș 10 putea? Operații 10 ai? 10 operații am, da. Bine, n-am mai operat degetele. Ești RoboCup, iartă-mă, dar ești RoboCup. Da. La 10 operații. Bun, dar mental... Ca să revii după 10 operații, una, două, vorba ta, mai înțelegem, o unghie, un deget, dar 10 sunt multe, Dani, multe rău. Sunt multe, dar... Ai văzut halatul alb mai des decât multe alte lucruri. Dani, nu mai făceam probleme, pe cuvântul meu. Am plecat în Italia să mă operez, am plecat operații. În Turcia, m-am operat, mă duceam așa, parcă mă duceam la un meci de fotbal. N-aveam teamă că nu-mi revin. Bine, ziceam, mă operez în... 3 luni de zile, 4 luni voi fi la fel. Dar te și recuperai. Mă duceam la domnul doctor Pompiliu Popescu. Da, și ziceam, domn doctor, m-am accidentat, mă doare mușchiul, mă doare genunchiul. Ce tratament îmi dați? Îmi dădea tratament dumnealui, îmi dădea fizioterapie, ce trebuia să fac și îl întrebam cât trebuie să stau. Ție nu pot să zic că trebuie să stai, că tu oricum știu că sâmbătă sau duminică când ai mei joci. Deci niciodată n-am stat să mă refac complet și poate... Și asta a fost una din greșelile pe care le-am făcut. Niciodată n-am stat să mă refac complet și mă reaccidentam în altă zonă a corpului. De-aia trebuie un jucător când este accidentat să respecte, să se refacă complet, să facă tratamentul pe care îl prescrie medicul, că nu suntem noi mai deștepți decât ei. Bun, dar mental ai făcut față la toate astea? Pentru că mă gândesc, iar a 7-a, 8-a. Mental n-aveam nicio problemă. Nu? Am trecut prin multe în viață și cariera mea și viața mea a fost o cursă continuă cu obstacole. Dar la tine un pic paradoxal așa, liniștit în afara terenului, dacă intrai pe teren nu mai erai așa, că țin minte niște țipete și niște și vis-a-vis de colegi și vis-a-vis, adică erai altceva pe teren. Bine, și așa e normal, nu puteai să fii liniștit în poartă. Nu puteam să, și nu acceptam să pierd. Indiferent că era antrenament, că era meci amical sau meci oficial, nu acceptam să pierd și poate și diferența dintre un portar mediocru și un portar bun, cred că sunt două lucruri care o fac, nebunia și pe echilibru pe care îl ai în timpul și pe parcursul unui joc. Altfel joacă și colegii tăi atunci când au încredere în Clar. Portar, când oferi siguranță, când vorbești foarte mult. Pentru că un portar trebuie să vorbească foarte mult în poartă. Cu cât vorbești mai mult, cu atât îți faci viața ta mai ușoară și ai mai puțin de apărat. Hai România în fiecare zi! Hagi, Hagi, șutul lui Hagi, gol! Hagi România! Hai România în fiecare zi la Antena 1!